Liceului de artă din Buzău și-au făcut un obicei de a bucura în prag de sărbători inimile bătrânilor de la căminul Alexandru Marghiloman. Astăzi au organizat un spectacol cu colinde, scenete de teatru și muzică populară, după care le-au făcut bătrânilor daruri. Ce frumos lipiță când e sănătos și mai e norocul să fii și frumos. Ce frumos lipiță când e sănătos și mai e norocul să fii și frumos. Uite așa mai e, așa e dragostea, te iubești odată, nu mai poți uita. Uite așa mai e, așa e dragostea, te iubești odată, nu mai poți uita. Bătrânii au fost extrem de emoționați pe toată durata spectacolului. S-au bucurat, au aplaudat, dar au și lăcrimat, amintindu-și de perioadele frumoase petrecute acasă în sânul familiei. Și așa am dus să vreau. Și mai bine cum a fost. Fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut. Dă-mi morning, dă ceva. Sărbătorile în familie. Cum să fie Crăciunul cum era în sărbători? Era bine, că era cum era pe timpuri. Așteptam că așteptam din noi dimineața când noi mama ne ținea post cu noi, unde de dulce. Și așteptam, abia așteptam să fiarbă sarmale, să fiarbă caltaboș, să mâncăm. Bucurii de copii. Venea Moș Crăciun? Venea Moș Crăciun și ne aducea și nouă daruri și ne aducea, da. Acum mai bine? Vine și acuși. Că noi suntem bătrâni acum și vine la bătrâni. Cum erau sărbătorile când erați copii la casă? Era și atunci am venit. Dar eram copii. Ce știam noi? Da. Venea Moș Crăciun? Vinea cam gras. Ce vă aducea? De toate, ghete, uniformă, ne aducea de toate, bandă de la mama, că era văzut că a murit tata în război. Și așa că am dus-o bine. Acum mai vine Moș Crăciun? Da, vine, trebuie să vii la mine. Vine. Ce vă aduce? Ce vrea. Cum a fost astăzi? Foarte frumos, doamnă. Momente emoționante cu ocazia sărbătorilor de iarnă, așa cum ne-ați cunoscut de fiecare dată, și cu atât mai emoționante cu cât, așa cum ați văzut, profesorii și copiii de la Liceul de Artă nu ne uită. Sunt alături de noi și ne bucură sufletele. Este cea mai mare bucurie să vedem tineri printre noi care ne iubesc și ne susțin în fiecare an. Momentele frumoase de la căminul de bătrâni nu se vor opri aici. Mesele îmbelșugate și colindătorii din următoarele zile îi vor face pe vârstnici să simtă cu adevărat emoția sărbătorilor de iarnă.